dumneavoastră? Locuiam cu mama și cu băiețelul de 14 ani. De la momentul incendiului am rămas fără voce. Și băiețelul meu era certat mereu de mine că adorme târziu și începea școala. În seara aceea chiar îl certase, mi-am zis la ora 1 să dorm pentru că mâine trebuie să-ți reglezi oarecum somn. Nu a dormit. Era pe colțar la bucătărie, l-am auzit când a început să țipe, mami, lua un foc, trezește-te. Nu știu cum am sărit din pat. Atunci nu am avut timp să-l întreb ce s-a întâmplat, cum a văzut flacăra, pentru că el era la laptop cu căștile pe urechi. Acum, după ce l-am adus la București, mi-a spus că, de fapt, cățelul avertizase, tot sărea pe el și încerca oarecum să-i distragă atenția. Pur și simplu le-am spus plecați din casă lui și mamei mele de 64 de ani. El și-a luat cățelul. Afară când a ajuns și și-a dat seama că totul arde, plângea după laptop. Eu am avut puterea să mă concentrez și să-mi adun actele, toate actele, deși m-am gândit că eu o să mă întorc înapoi. Deci mi-am încuiat până și ușa cu cheia, să știți. Și am început în disperarea aceea să bat în ușă. În prima instanță, când m-am ridicat din pat, am văzut flacăra, era din curtea vecinilor unde se mai întâmplase în urmă cu 2 luni să ia foc și am avertizat-o. Atunci au reușit să stingă vecinii. Am strigat la Dorina, doamna de acolo. Eram întâmplător și prietene și am strigat la ea, ieși afară din casă că luăm foc. Când am ieșit pe palier și m-a văzut plângând, acum mi-a spus și a dat seama că într-adevăr este grav, pentru că ea mă știa o fire foarte puternică, sunt mamă singură. Și am început să bat în disperare la vecini și să le spun, ieșiți din casă că luăm foc, pentru că flacăra se vedea cât de repede urcă. Probabil că prima dată toți s-au uitat, cum s-a uitat și Ana Maria, și a văzut baraca aceea și ce-o fi zis? Ok, vin pompierii, sting, n-are cum să treacă focul la bloc. Nu am crezut că atât de repede, deci am reușit să bat în uși la vecini, opream gazele pentru că aveam acele senzore pentru gaz. În disperarea aia scoteam capacul, băgam țâmburușurile, am coborât pe scară, am strigat, ieșiți că luăm foc. N-am apucat decât să cobor și am coborât repede, am ieșit pe alei, am văzut-o pe mama prăbușindu-se cu mâna la cap și când m-am uitat în sus, nu ardea pe din afară nimic, focul pătrunsese pe sub acoperiș, deci pur și simplu vedeam geamurile și foc în interior. S-a extins cu rapiditate, deci poate să vă confirme toată lumea. Eu cred că în mai puțin de 10 minute etajul 4 a ars. În mai puțin de 10 minute. Da, este... este incredibil, mă rog, norocul acestor oameni e că nimeni n-a fost rănit, că toți au scăpat cu viață. Sigur că sunt într-o situație disperată cu toții și de asta au venit și aici să-și strige drama.